Hai. Băi, de când s-au scumpit facturile, am trecut pe lemne acât. Opa! Hai, pune mâna, la ce faci? Nu mă stai. Bine ai venit! Bine, lasă, bine am venit! Bine am muncit! Oh. În sfârșit, într-un clip, eu muncesc și eu, în laboratorul NASA. Bine te-am găsit, Căline, îți bune lemnele. Bine ai venit, Dominicu. La Călin, la Pălincie, în comuna... Peștiș. Peștiș, pe lângă Aleș, pe undeva. Spune-ne despre lemne. Dar cum e corect, Pălincie sau Pălincărie? Nu. Depinde de zonă. La de noi, zonă. Pălincărie. Cred că este și Horincărie. Exact. Și pentru restul există bar. Lemn, ăsta nu-i de acât. Ăsta e de fag, ăla e de acât. De fag. Care dă mai bun randament? Amândouă o să de fac. Ai dus lemne bune, Nicu. Lemne bune. Cam câte trebuie pentru 100 de litri de țuică curată, de pălincă curată, cam câte lemne trebuie? Cam un metru. Un metru cub. Stern. Da. Cam un metru. Aici văd că ai unelte și moderne, și mai vechi, și mai aici de vodka, așa-i? Acum aici a început să curgă vodka. Vodka, prietene, da. Ca o apă cristalină. Asta de ce capacitate e? Asta e răcitorul. Răcitorul. Aici la răcitor trebuie să fie apa rece în permanență. Tot timpul. Îți explic acum, dacă vii după aia, îți explic care e. Zi circuitul, de unde începe? De acolo. S-a suit scroafa în porc și s-a suit scroafa în copac și a zis că e soprană. Deci, de unde începem? Pe aici alimentăm cazanul cu borhod. Deci pe aici pățeava asta. Pățeava asta vine de afară borhodul. Borhotul. Deci îl băgați automat, nu mai stă lumea. Nu, cu... la găleată, e automat. Bă, cât mai repede cât să se facă pălinca, să nu stea omul cu dinaintea goală. Păi unde trăim acum? Trăim în secolul vitezei, nu în epoca vitezei, nu mai cu corect. Cu găleata. Și aici se umple. Se umple borhodul, cazanul ăsta are 600 de kg. 600 de kg. 600 de kg capacitate. După... Aici lemnele. Da. Aici totul la Cluj, zice, avem pizza pe cuptor cu lemne. Bă, voi sau cu gaz, cred că cu gaz la Cluj. Cred că cu gaz. Deci Uite aici. Uite acolo. Procesul e în felul următor, se umple cu 600 de kg de borhod. Așa. Aproximativ într-o oră se încălzește și începe să fiarbă și aburii, acum e foarte cald. Ăsta e comănacul. Comănacul. Zice, nu bea mult că se urcă la comănac. Știi, cam văd că știi de serie. Aburii vin pe aici așa. Vin prin această țeavă. Puntea suspinelor, bârna pe care Nadia Comăneci a luat 10 la Montreal. Așa. Și aceștia aburi traversează în mod paralel într-o apă. Într-un răcitor. Hai și ține conic, de scară. Nu pune mâna. Acum. Aici pe scară. Aici trebuie. Așa. Hai ce bine stă. Ține de scară. Acum. Ce faci? Țineți, mă, sar. Eu mă... Vedeți câte nu face omul pentru un vlog. Aici ai apă rece. Uite aici, lanterna să vezi. Cu lanterna. Cu lanterna. Aveți și pești? Nu. Da. Este lanternă. Apă de unde ai? Ai apă în permanență, așa? Apă în permanență de la 100 de metri, un puț forat la 100 ai de metri. Ai forat un puț? De 100 de metri. Să avem apă cristalină, cum ai spus tu mai înainte. Și apă pură. Asta răcește. Aici probabil că e o serpentină. Nu e cu serpentină, e un con. E un con. Un con, așa, conic. Con sau trunc de con? Conic, așa, e un răcitor conic. Trunc de con, așa. Care aburii în contact, aburii cu, apa în contact rece, cu apa rece se transformă în vodcă. Exact. Prima, asta câte grade are? Prima care iese are în jur de 25 de grade. Asta nu se poate bea. În altele... În unele părți, eu n-am înțeles niciodată de ce în sud să rupe la 20 și ceva de... Nu-i bună nici de frecția aia. Lilene s-o mai fiarbă odată sau cum? Okay. La noi zice limpezeală. Poate stau mai rău cu curentul. Fură curent. Deci asta când... Cât? Se bagă iară. Deci, la 600 de litri de borhod. Cam câtă vodcă? Cam 120 iese? De litri de vodcă. 110-120. Bun. Asta nu e ceva, depinde mult de prune. Cum au fost culese prunele? Dacă au fost culese verzi sau mai copte, dacă le-au scuturat. Contează mult de culese. Zahăr nu se pune așa. De obicei nu se pune. Fără zahăr. Fără zahăr, că e oblechilă. Nicu, dragă, e oblechilă. Ce de prună. După ce? Și când e totul transformat în vodcă. Exact, e vodcă. Se repete procesul. Deja aici avem o tură care a curs prima Eu tură. Eu am crezut că acolo ai conopii de... Aici e prima tură care a curs 110 litri acum. Bun. Și cu încă 110, o să mai curgă, sau 120, da. Se bagă la fețit, la fiert a doua oară. Ăsta e tistulașul, cum se zice, în aici alte părți. Aici
Să fierbe a doua ori. Aici este vaccinul, antidotul pentru... Pentru orice. Pentru orice. Iarăși observați același principiu. Ăsta e un cazan de aproximativ 50 de ani. Da. Din cupru tot e bătut. Să și vede, ăsta s-a făcut dintr-o bucată manual. Mare, manual. Să și observ aici, tot a fost bătut. Asta a fost dintr-o... Exact. E dintr-o bucată mare și bătut manual și nu e alămită, e prins așa coadă de rândunică, zice. Contează mult la calitatea pălincii, da, să fie cupru-cupru, da, să exact, nu bage exact, alte aliaje, exact, contează, exact. Așa-i? Că din păcate așa cum se mai găsește cupru, dar și cum a fost că ăsta e cupru, dacă și sănătos, cum să zice. Și face iară circuitul. Exact, face circuitul. Și clientul stace și așa, zice, aici își pune picioarele, aici stă așa fru... Ioi, dă-o curată, dă-o de prună. Fără zahăr, fără zahăr. Fără zahăr. Oblei, chila. Oblei. Când se încălzește circuitele, dai aici nici un pic de un pic de apă. Să mai rece, rece. Ca gheață acum. Ca gheață. E rece. Și aici e... Asoacă. Momentul. Aici e momentul adevărului. Așa trebuie să curgă. Deci pălinca trebuie să curgă încetul și rece, ca gheață. Și încetul. Vodka cură mai tare, dacă s-o și văzut. Aha. La vodka cură mai tare. Dar la pălinca trebuie să curgă foarte încet, ca să fie băubilă, să nu te strângă de gât, să fie foarte băubilă, să se curgă cât mai încet și cât mai rece. La cât o rupi? Acum... Cam îi. Acum mai tare, asta are vreo 70 de grade. 70 ce cură. De grade. Noi, și cum o... O... Noi să facem... Aveți niște instrumente exact, acolo. Exact, gradul. Hai arată-mi-le și pe alea. Avem gradul și noi știm aproximativ că A, nu? E bun, e bun. Noi știm aproximativ cât trebuie să iasă, 100-120 de litri. Și pe la 80 de litri, 90, dacă trebuie să iasă 100, o scoatem afară și o grădălim. Deci o grădăliți. O grădălim. Și asta se ridică, da, sau cum? Se bagă, da. Imediat facem și îi dăm un grad, să vedem la aia, dar asta o să se scufunde. Da, îi dăm un grad acum. Bun. O să îi dăm un grad. Și sticla aia ce-i? A, da. În stic... A, băi... Domnul dragi Nicu. Bărbați, vedeți? De la pruna de pe creangă și până la ce băgăm noi în gură, e un proces foarte lung. Să nu dai pe lângă, Căline. Nu. Căline, dragă, ai grijă. Uitați-vă aici. Curată cum a dat-o Dumnezeu. Ca și cristalul. Ca și cristalul. Așa trebuie aici să fie. La pălincărie te înveți numai uitându-te. De miros. Miros. Așa. Doamne, mi-a de ajuns. Mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută. Zice că noi trebuie să bem cu măsură. Cu măsură mare, doamnelor. Cu măsură mare. Și aici pui gradul, așa-i? Cum apun gradul ăsta universal, fără temperatură, să vedem că ăsta merge până la 80. Asta e stația de emisie recepție. Acum prindem semnalul. Prindem ruși. Aha. Jur la 70, cât am zis. 70. Da, 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 da. Nu știu dacă se vede. Se vede, se vede. Dar trebuie să... Stai numai puțin. Bun, și în funcție de voi mai completați, mai... Acum noi o lăsăm să mai curgă cât are tărie, cât are tărie numai puțin, că la final noi o mai gustăm aici, să vedem. Aici. Cum e chestia? Pui la... Unde se verifică? La coada ochiului? La coada ochi. Se pune aici, aici... Dacă... Așa, așa s-o pui să vezi dacă e de prună. Și miroase a prună. Dacă miroase a prună. Așa am făcut și în tinerețe. Așa, așa, tot așa. Așa, nu? Prună, prunișoară. Ține, Doamne, prună-n prun. Știi melodia aia? Prună, prunișoară. Lasă ale altora. Lasă melodia cu Feli și cu Suzana, cu prunele. Aia, aia, cea mai frumoasă melodie. S-a lansat, e mișto. E mișto, mișto, Feli. Nu că am fost și eu, da, mă rog. Și la urmă, să verific, când nu mai are tărie, ea e aproximativ o spă la 5-6 de grade, 5-8, când nu mai are tărie. Și la final se adaugă apă și se coboară până la 50, 51, 49, după gust. Ideea e să nu albești, nu? Da, dacă o lași la 48 din greșeală, se face să albește. Se albește. După 48 în jos, 47, 46, se albește instant. După care puteți uita. E, ca la filatură. Vlade, aici să țese povestea. Imediat, dacă vrei să-ți aduci aminte din tinerețe, te las un pic. Ai și cârjă de aia? Imediat. Noi hai să facem fire for. Antoldu pălincarilor, fiți atenți, artificii, Van Buren-ul pălincii, domnul Călin. Merge și la nunți. Ca la Revelion, la mulți ani. Asta e, asta e. Și arată și manual, că se mai întâmplă de să ia curentul. Se mai întâmplă din sau pe colegii când vrei să-i pedepsești. Exact. Uite, dacă vine Nicu la mine și ia...
Nimic. Nu-i nimic. Ioi, ce rău îmi pare. Uite aici așa. Ioi, ce rău. Stai că nu stă dreaptă, e ca a mea. A, e ca... Trage pe stânga. Așa. Uite aici, Nicu. Dar așa aici așa, trebuia așa. Să treci într-un ritm, nu puteai să... Dai, că se prinde de fund, Nicu, și după aia avem probleme. Da. Doamnelor și domnilor, nu-i ușor. Mai tare? Acolo are o elice, așa-i? Da. Bă, dacă dau mai tare, pornește curentul. Și dacă nu mai vine curentul, acum ce facem, da? Rămân aici. Pe fund are un lanț, care tot timpul trebuie să se plimbă. Ca la zacuscă. Exact. Să nu se prindă. Pune pe curent, vezi să nu se... De la părincăria Lucălin, vă salutăm! Consumați numai produse naturale și responsabile. Și bio 100%. 100% bio. Cazane de cupru. Condiții. Trebuie condiții. Mă duc să mai aduc niște lemne. Și... La învârtit nu-s bun. La învârtit nu mai. Mă duc să mai aduc lemne. A căți, da? Da, ăsta e cel mai bun, te rog. Ok.